Bătaia este ruptă din rai, este un mit care, din păcate, se perpetuează de la o generație la alta. Mi se pare doar o expresie. N-am crezut niciodată în acest proverb. Așa e. Bătaia e ruptă din rai. N-are nicio legătură cu raiul. E dat afară de acolo. Poate să devină scuza unei persoane care are o stringentă nevoie de a-și manifesta puterea prin... în special violență fizică, dar nu numai. Părinții, în general, o pun în practică cu copiilor. Și nu cred că este un lucru care ar trebui să se întâmple nicăieri. Pentru că asta face, de fapt, bătaia, rupe, distruge încrederea în tine, încrederea în ceilalți, visele proprii, afectează capacitatea de a crea relații sănătoase. Să te afli față în față cu o bătrânică de 61 de ani plecată de acasă cu hainele de pe ea, de frica de a nu fi ucisă cu toporul de propriul fiu. Teama, teroarea de iminența morții a fost extraordinară. Așa ne-am născut. În toți, în fiecare dintre noi, inclusiv în mine, există toate elementele, și pozitive și negative. Drept dovadă că există și impulsul agresivității. Și știm din situații de viață, de pe unde am fost, de la oamenii pe care i-am cunoscut, că avem cu toții momente în care ne vine să cedăm acestor impulsuri și măcar teoretic sau în gând i-am trage un pumn unei persoane care ne enervează. Asta nu înseamnă că un om cerebral, un om echilibrat și cu atât mai mult un om echilibrat emoțional, care se simte bine în pielea sa și își cunoaște valoarea, va ceda vreodată acestui impuls de moment, în principiu, dacă nu este patologic. Cred că vine și dintr-o educație greșită, cum că bărbatul este cel care hotărăște, cum că femeia este cea care trebuie să asculte, o atitudine și un gen de educație care trebuie să înceteze. A venit momentul în care să lăsăm în urmă astfel de practici și să plecăm de pe poziții egale. La televizor vezi foarte multe chestii, și în filme vezi foarte multă violență și când vezi aceste chestii zici, așa suntem noi oamenii. Sunt atât de revoltată ori de câte ori mă lovesc de așa ceva, așa o furie crește în mine și așa o frustrare și așa de mult îmi doresc să pot cândva, pentru copilul meu sau pentru un om lovit pe care îl întâlnesc, să pot să fac ceva și să-i arăt că, de fapt, de iubire are nevoie și nu de bătaie. Se spune că suntem construiți diferit. Și, din păcate, suntem educați diferit. Și din ce știu, din ce am văzut și din ce am trăit personal, în România chiar suntem educați diferit. Pentru că sunt mai inofensivi și mai ales copiii sunt inofensivi, nu știu ce se întâmplă și nu au acea putere care o are bărbatul. Dacă tu nu ești suficient de puternic încât să pleci de acolo, să te smulgi de acolo și să încerci o altă cale, pentru că asta s-a dovedit deja perdantă, și cei mai mulți sunt în situația asta. Cred că e foarte mare nevoie de oamenii din jurul tău. Să își dea seama că există viață și după acest bărbat. Părintele care este victimă ar trebui să înțeleagă că viața lui este foarte importantă și că este unic și că nu trebuie să-i ofere copilului lui un exemplu de neputință. Trebuie să-și găsească forța de a crede în el și în schimbarea pe care el poate să o aducă în viața lui. Chiar dacă ar trebui să o ia de la zero, chiar dacă ar trebui să învețe altceva, o altă meserie, să-și schimbe locuința, să plece în altă parte, într-o altă localitate sau să plece din țară, ce alege el? Dar are opțiuni. În secunda în care a ridicat mâna să te lovească, pleci și nu te mai întorci niciodată. Sunt una dintre femeile care la un moment dat a plecat dintr-o situație care putea să devină abuzivă cu hainele de pe mine. 3 săptămâni am spălat hainele, le-am pus pe mine și m-am rugat să mă descurc. M-am descurcat. Cu toatele vă puteți descurca, într-adevăr, dacă vă asumați riscul. Și acum, în zilele noastre, este mult mai ușor pentru că există cine să vă ajute.
Interviurile care urmează au fost realizate la penitenciarul de femei Târgșor. Printre deținutele aflate aici sunt și femei care și-au ucis partenerii de viață după ce ani de zile au fost abuzate de aceștia. După o viață de chin, s-au condamnat singure la ani grei de închisoare și au încărcat conștiința cu o crimă și au lăsat copiii pe drumuri. Pentru protejarea identității persoanelor intervievate, numele deținutelor au fost schimbate. Tu regrezi ce s-a întâmplat în viața ta? Nu știu, s-au supărat cu el așa cum m-a lăsat Dumnezeu, ca să supă până la ceas de moarte. At min de închitor o chine, că ochii da de-a stupală cu ea și mică, da simpe așa. Nimic și-a gândul, așa închid de ea și tu ne-a dichiușo, minde. Vi se pare gravă infracțiunea pentru care vă aflați aici? Da, e o faptă foarte gravă. O regret. Orfană de mamă, Cristina a fost măritată pe o jumătate de litru de rachiu. La începutul clasei a 11-a a fost nevoită să renunțe la școală și a avut, alături de partenerul ei, 5 copii. A stat 17 ani într-o relație bazată pe violență verbală, emoțională, fizică, sexuală. A crezut că trebuie să îndure tot pentru a menține familia întreagă. Până într-o zi, când a fost prea mult și 5 copii au rămas fără ambii părinți. O familie în care există violență nu este o familie. Copiii tăi merită să trăiască în siguranță. Din ce cauză ești aici? L-am omorât pe fostul meu concubin. Am trăit în anturaj 17 ani cu el. Era dezastru mare. Când s-a dezvoltat și el, a început și el să muncească. Nu știu de unde, din firea lui, nu știu. Gelozia asta îi punea cap. Când eram mai tânără, nu țineam eu cont de chestii din astea, că nu-mi dădeam eu seama ce înseamnă. Am început și eu să muncesc când am văzut că nu prea mai merge la muncă. Am început să mă duc, trebuia să-mi cresc cei doi copii. Mai încolo a trecut și câțiva ani. Tot așa se întâmpla, tot mai des mă întreba, începeau bătăile. Dar de fapt bătăile erau de la bun început, de când m-a luat. El avea 16 ani, eu 17. Am avut cu el într-un final 5 copii, de care sunt foarte mândră de ei. Măcar lucrul ăsta mi-a rămas. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-au pățit nimic la câte am îndurat. Știind că n-am încotro unde să mă duc, trebuia să fac ceva să scap eu sau el. Și așa găseam fel și fel de lucruri, chestii, să fug, să plec, să mă duc înolt, nu știu, să mă otrăvesc. Aveam doi copilași pe atunci. Dar nu știu, instant mi-a apăreau copilașii. Mă lua mila aia, nu știu, teama aia că n-are cine să-i crească. Noi amândoi fiind orfani, fără părinți, n-aveam cu cine lăsa copiii. Trăiam cu speranța că hai că se va veni el și va da seama. Nu, deci în mergea relația tot mai rău devenea. Și tot mai mult bea și tot mai mari, mai groaznice bătăi. Așa cum mă bătea pe mine, așa exact bătea și copiii. Dani, băiatul de 12 ani, care are acum 12 ani, nu știu cum să vă spun, într-o minte de copil zace o minte de... Într-un corp de copil zace o minte de om bătrân. În ultimul timp, cred că cu ei doi mi-am petrecut zilele alea la greu și la bine. Și cum ai făcut chestia asta? Doamne, știu că ți-o iau înainte și este foarte păcat, știu. Și ca și când și-a întors capul și ar fi zis, bine, hai, fie, nu știu, am avut o senzație aia că am vorbit cu el în seara respectivă. El venea de unde venea, de la muncă. Atunci s-a întâmplat. Da, ne-am certat toată ziua. M-am pus pentru băiat să nu-l mai bată. Deja mi-a ajuns până la gât când am văzut că a luat coada de mătură și a dat în el fără să aleagă că e copil și că n-are nicio vină. Și ca niciodată n-am avut îndrăzneală în 17 ani de zile să, nu știu, cu un deget sau să-i spun o vorbă urâtă, nu m-am atins. Totul a răbdat și a încălcat, am lăsat. Ți-era frică de el? Da, foarte frică mi-era. Mi-au oprit fetele de la școală, le-am măritat de la vârste fragede, fără ca eu să fiu de acord. Și cum ai făcut-o? Ce ai făcut?
Da, în seara aia, v-am spus, ne-au bătut pe amândoi, pe mine și pe băiat. I-am spus, acum, dă-i, asta este, suport, dă-i, cât vrei și cât poți. Și am stat și m-am gândit, când mi-a venit și fetele măritate, și chinuite, și bătute, și copiii mei opriți de la școală, și înjurați, și bajucoriți. Păi dacă stau bine să mă gândesc în ăștia 17 ani, odată nu mi-amintesc să un copil să fi fugit la el în brațe, să-i fi spus, tati. Și deja era pe la 12, na, toată lumea dormise și în sat, și acasă, și vecinii toți. Doamne, Doamne, iar va veni mâine dimineață, iar se repetă aceleași. Deja era ceva, noaptea când venea pentru mine era ceva de frică, de groază, nu știu, noaptea când venea. M-am trezit iar, o 5 minute am stat în pat, m-am trezit, am dat drumul la foc ca să încălzesc laptele la micuț, în caz de ceva, măcar să aibă laptele cald acolo. Repede, brusc, m-am sculat de la sobă, nici n-am apucat să fac focul. Mi-am luat o grijă de pe suflet că știam că ziua următoare nu o să mai suferim nici copiii mei. Îți pare rău de ceea ce ai făcut? Nu știu, dacă stau bine să mă gândesc, cred că așa a fost soarta să fie, nu știu. Doamne, iartă-mă că ți-am luat-o înainte, nu trebuia să fac eu treaba asta, că tu ne-ai dat viață, tu să ne-o iei. Dacă ai dat timpul înapoi, ai schimbat ceva? Lăsam așa și sufeream cu el. Sau poate, nu știu. Nu știu, sau sufeream cu el așa cum m-a lăsat Dumnezeu, ca să suferi până la ceas de moarte. Îmi pare foarte rău că i-am dezamăgit. Ana a avut o viață foarte grea. Singură la părinți, a fost abuzată sexual în mod repetat de tatăl ei. Traumele emoționale au lăsat urme pentru totdeauna. Din dorința de a pleca de acasă, a trecut dintr-o relație abuzivă în alta. Mama a 4 copii a ajuns în penitenciar pentru uciderea băiatului ei în vârstă de 4 ani, împreună chiar cu tatăl acestuia. Abuzul lasă urme, pe viață. Să-mi spui, te rog, de ce ești închisă? De ce ești aici? Că omor. Și pe cine ai omorât? Pe băiat. Care băiat? De 3 ani. Cum îl chema? Petruș. Și ce pedeapsă ai primit tu pentru... 20 ani. Se purtau frumos cu tine, părinții tăi? Numai mama atât. Și tata? Tata nu. Că tata la 12-13 ani făcut... Dar mama a știut? A știut. Mama n-a făcut la poliție o sesizare că tata a abuzat de tine. S-a dus mama la poliție, a zis că nu e adevărat, că soțul ei nu face așa și tot pe el credea. Când vinea el acasă, trebuia să stau cu el acasă. Te obliga să stai cu el, da, tata? Da. Și m-ai abuzat de tine dacă rămâneai doar tu cu el? Da. Și poți să povestești puțin ce s-a întâmplat când a murit copilul? A venit beat, norocit. Și m-a luat și pe mine și la bătaie și la băiat. Omor copilul, așa a zis. Și tu n-ai putut să-l împiedici? Păi nu, că era și beat și m-a bătut. Te-a bătut înainte? Da. Și după aceea l-a bătut. Pe copil? Că nici nu stă pe uliță, că plânge, că el nu-i învățat la uliță. Încă nu mergea la uliță copil. Da, avea 3 ani, dar mai făcea și pe el, mai era copil mic. Și avea tras, nervi, avea... că lui plăcea băutura. Și pe aceea l-a bătut, până l-a omorât. De ce crezi tu că sunt supărați copiii pe tine? Că zici că am făcut eu treaba asta. Și tu ce simți? Ți-e dor de ei? Da, mi-e dor de ei, plâng, am poze cu ei, plâng cu ei. Și nu ți-a dat în gând niciodată să mergi la poliție să spui că se poartă urât și te lovește și... Nu știu nici cate, nici să scriu. Dar trebuie să scrii, povestești, să povestești. Tu regrezi ce s-a întâmplat în viața ta. Dar tu pe tata l-ai iertat că s-a purtat așa cu tine? Da. Timea și soțul ei nu au putut să aibă copii.
Au fost doar ei doi o viață întreagă. A stat alături de el 38 de ani, suportând de câte ori el consuma alcool, abuzuri neștiute de nimeni. Nu a cerut ajutorul, i-a fost frică. În spatele ușilor închise, cu prea puțină dragoste și prea puțin respect, la apusul vieții au ajuns doi dușmani. În loc să-și trăiască bătrânețea în liniște, Timea a ajuns în penitenciar pentru omor. Nu poți fi ajutat dacă nu cere ajutorul. Eu nu pot chiva nuc. Eu nu pot chiva. Ne vem helyén is tudja, miért vagyunk itt, hogy beszélgessünk arról, ami magának történt. Igen, azért vagyok itt elítélve. Igen. Mondja meg, hány éves? 64 éves vagyok. 64 éves, és mikor történt? Ez márciusban történt, 2014-ben, március 21-én. És akkor miért volt maga lefogva? Meggyilkoltam, késsel megszúrtam. Szóval gyilkosság. És hány éves. Évet kapott? 7 évet. 7 évet. És férnél volt akkor a férje volt, és hány évig voltak házas? 38 évet, de 38 évet úgy éltem le, hogy vívott sokat, sokat kellett meneküljek előle. Gyermekei vannak? Nincsen. Nincsen? Nem. Nincsen, csak a férjével voltak. És akkor el tudja nekem mesélni, mi volt, mielőtt a gyilkosságig jutott. Szóval 37 évig voltak házasok, és mikor kezdődött mikor kezdődtek a problémák? Hát a mának kezdett, csak nem volt olyan veszélyes. Sokat felt, sokat aludtam a szomszédokban, úgyhogy tanú is van. Dalival írva a doszárba, hogy 125 tanú van, hogy milyen életet éltem. 7 hónapig külön voltam, ott hagytam, hogy visszahívott, hogy megjavul, nem is itt többen. Szóval 7 hónapig maga elment a lakásba, igen, és másoknál lakott? Na, a szülői házhoz ment. És ott a szülők elhalt, és nem volt hova menjek más. Mellette voltam. És akkor nap is hívott volt. És meg akart várni, kérte a nyugdíjat, sokat hívott, kérte a nyugdíjat, hogy adjam oda. Szóval onnan jött a verés, hogy sokat ívott, és akkor pénz kellett arra, hogy tudjon többet inni. Szóval jól értettem. És próbált, mondta, hogy vannak tanúk, mondta, hogy mások is tudták, hogy ő magát nagyon veri, és hogy nagyon sokat iszik. Mesélte valakinek el, hogy mi történt? És mi történik, és mennyit kínozza magát? Elmeséltem. Itt ott a szomszédokban elmeséltem. Tudták a szomszédok, mert ott aludtam. Egy szomszédasszonynál, ő fogadott be. Volt valaha reklamája az rendőrséghez? Nem mertem reklamálni. Nem mertem, mert az fenyeget hűzött akkor is, ha jelentem a rendőrséget. És mi történt akkor, mikor meggyilkoltam? Hogy jutott odáig? Hát mondtam, ugye, hogy akkor is meg akart várni, és jött. Ma nem tudom, hogy valami milyen érzés. A házba volt? Igen, a házba. Házba. És hol történt? A szobába, másfelé? A konyhába. A konyhába. A konyhába. A szerencsétlenségemre a kés ott volt az asztal. Elől volt a kés. Fogtam a kés, megszúrtam. Úgyhogy azonnal meghalt. Csak akkor bementem a szomszédba, az unoköcsi, és mondtam nekik, hogy hívják a rendőrséget. Igen, szóval maga már akkor elismerte, igen, elismertem Mit gondol, hogyha tudta volna, hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan helyek, ahova mehet, hogy megszabaduljon az ilyen, egy ilyen házasságtól, vagy egy ilyen lakásból. Másképp történt volna minden, vagy akkor sem mert volna csinálni semmit? Mert akkor, mikor maga fiatal volt, akkor nem voltak. Nem volt hova menni, ugyebár. Elment a szülei házba, vagy elment a szomszédokhoz, de nem mert a rendőrséghez menni, nem mert másokhoz menni, hogy segítséget kérjen. Nem. Most lehetne, hogyha most visszanézne, megpróbálna azért mégis, hogy valahonnan olyan specializált helyről kérjen segítséget, hogy ne jusson ide. Segítséget kérjen. Akkor lenne most már mersze, hogy kérjen segítséget. Igen, most lenne. És tudja, hova mehetne, hogy kérjen segítséget?
Még a rendőrségre is. De, mert most már azok is tudnak segíteni. Ott akartam mondani, hogy a rendőrségre. Igen. Egyszer lemúlik az a 7 év, és maga megint kimehet és szabad lehet. Mire gondol, mit fog csinálni? Hát mindenkit arra kérek, akivel ezt próbálok, hogy ilyesmit még a veszibe se. Még se gondolja senki az ilyesmit, hogy addig jusson minden ott. És a fiatalasszonyoknak mégis mit mondana? Hogy ne jussanak ide. Mit csináljanak? Tehát inkább hagyják ott. Inkább hagyják ott, mint hogy ha ilyen helyzetben vannak minden óta. A avut parte de un soț agresiv care a bătut-o până a avortat primul ei copil. Mi-a ucis băiatul, spune ea. Al doilea soț nu a bătut-o, dar amenințările și jignirile lui au lovit-o la fel de tare. În liniștea nopții a ucis. Violența nu se combate cu violență. Oficial, infracțiunea pentru care vă aflați aici se numește omor deosebit de grav. Omor deosebit de grav cu încadrarea pedepsei de 15 ani. Vi se pare gravă infracțiunea pentru care vă aflați aici? Da, e o faptă foarte gravă. O regret. Îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut, că nu trebuia să fac lucrul ăsta. Dacă ar fi acum la momentul potrivit să fiu cu mintea de acum și cu timpul de atunci, mi-aș lua copiii, aș pleca de acasă și l-aș lăsa pe el în casa mea până s-a decidit că pleacă de la mine și după aceea m-aș întoarce înapoi cu copiii să-mi cresc în continuare. Cât copii aveți? 2. Și ce vârstă? Fetița mea face 20 de ani și băiatul meu 15. A început să o înjure. De ce o bătea? Nu știu, nu-i mai convenea de ea, o făcea în toate felurile, o jicnea foarte tare, o făcea... Îi spunea niște vorbe care nu pot să mai exprim aici. Făcut. Și dumneavoastră îi luați apărarea? Normal că îi luam apărarea la copilul meu, pentru că este din prima căsătorie, fetița mea, și am crescut-o singur de la 2 ani. Și pentru mine copiii sunt viața mea. Deci era primul meu copil. De fapt, era al doilea meu copil, pentru că primul copil l-am pierdut la 8 luni jumate, la spital la Iași, din cauza bătăilor la primul soț. Deci istoria de violență e deja mult mai lungă. Da. V-ați căsătorit prima oară la ce vârstă? La 22 de ani, 92. Era tot același fel de om ca și ăstălalt. Consuma alcool foarte mult, nu se ținea de lucru unic. În momentul când consuma alcool, devenea foarte violent. Acasă la mine, doar de vreo 2 ori m-a lovit primul soț. În Timișoara m-a lovit cel mai mult. Era un om foarte gelos. Copilul cum l-ați pierdut? Copilul l-am pierdut din cauza bătăilor. Am născut mort băiatul. Îl învinovățiți cumva de pierderea copilului? Da. Ce v-a făcut să găsiți în dumneavoastră puterea să divorțați de acest om? Faptul cu violența, am luat-o faptul cu pierderea copilului meu. Ați pornit pe alt drum? Am pornit pe alt drum, da. Puteți să-mi povestiți în ce constă infracțiunea? S-a întâmplat în 2003, în luna lui decembrie, când soțul meu s-a întors din Italia. A început din nou să lege de fetița mea, din prima căsătorie, să o înjure, să continue din nou, să o facă în toate felurile, să-i vorbească vorbi urâte, să nu o suporte la masă. Au început o perioadă de jumătate de lună de ceartă, bătăi asupra mea, asupra copiilor mei, și am spus să facă tot posibilul să plece de la mine și mi-a spus așa: voi pleca de aici doar în momentul când eu te voi omoră pe tine, băiatul meu va merge la mama mea, iar fata va rămâne cu măta. Asta era cuvântul lui care îl spunea despre mama mea. În situația care a venit el din Italia, nu mai era omul care a fost. Era un om schimbat, era un om total, eu am zis că este drogat. Și a continuat să consume băuturi alcoolice, din ce în ce mai mult, ceartă,
mai lipsea noaptea de acasă, în timpul ăsta s-a culcat cu o nepoată de mea care avea 15 ani. Vă simțeați viața amenințată, da, sau erau doar vorbe? Nu, deci mă simțeam amenințată pentru că avea o... Și fața lui era schimbată, deci privirea lui avea, ziceam că e om nebun. În jurul dumneavoastră ați încercat să găsiți ajutor de la părinții dumneavoastră? Nu discutam cu ei problemele mele. Deci vedeau, se mai băgau de multe ori și spuneam lui mama mea să-și caute de familia ei. Să-mi lase când rezolvă problemele din familia mea, dacă știam că s-ajunge aici, probabil că discutam cu ea mai mult. În seara aceea a venit acasă? A venit acasă în seara de 23 spre 24 decembrie. A venit de unde o fi fost plecat, beat, cu o sticlă de vin în mână pe jumătate consumată. Ne-am pus la masă amândoi, am mâncat, s-a dus și am luat o sticlă de vin de la magazin. A băut și sticla aia, după care a zis, ai grijă că noaptea asta se va întâmpla ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. M-a luat o frică, m-a cuprins o frică puternică, mă gândeam decât la copiii mei că sunt mici și vor rămâne fără mamă. Ne-am dus în casă, a început ceata, copilul a dormit și el. Mă uitam la televizor, la un serial acolo și dintr-o dată mi-am adus aminte din nou de ceea ce îmi spunea la fetița mea, cum o jura, cum îi făcea, cum să-i facă, să-i dreagă, să-i... Și am zis, gata, zic, ăsta dacă s-a culcat îmbrăcat, zic, când se trezește și eu adorm, zic, mă omoară. Și după ce a adormit, după o perioadă, să zic așa, de vreo oră, m-am dus afară, deci mi s-a ridicat sângele în cap, așa, dintr-o dată am văzut negru în fața ochilor, pentru că știu cum am crescut fetiță și că din mult o iubeam și să ajungă unul care nu este tatăl ei, să o bată, să o înjuri și să-i spună tot felul de prostii. Am zis, Doamne, ce am făcut? Vă dați seama că... Mă întreb, cum ați trăit în perioada de după comiterea faptei până la momentul la care ați mers la poliție? Luat un tratament pentru psihic, pentru că deja picasem într-o depresie. În cele din urmă ați mers la poliție? În cele din urmă am mers la poliție și... La ce visați pentru când veți ieși din închisoare? Când voi ieși din închisoare, vreau să fiu alături de copiii mei. Viața și destinul lor nu s-ar fi frânt dacă ar fi cerut ajutor. Apelează la poliție, la direcțiile de asistență socială, la instanțele de judecată pentru a obține un ordin de protecție, la ONG-urile care oferă consiliere și adăpost. Informează-te! Nu-ți face singură dreptate!